Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu. Azi, Raiul și Iadul. Pilde și povestiri creștine pline de adevăr. Raiul și Iadul. Se spune că de mult un războinic s-a întâlnit cu un călugăr și l-a întrebat: cum poate să existe rai și iad când nu văd nimic din toate astea? Poate cineva să-mi arate raiul și iadul? Dar tu, l-a întrebat călugărul, cum te poți numi războinic când nu văd în fața mea decât un caragios? Soldatul mâniat a scos imediat sabia, dar la fel de calm bătrânul călugăr i-a spus: vezi, așa se deschid porțile iadului. Înțelegând lecția dată, războinicul a pus sabia în teacă și s-a înclinat respectos. Vezi, i-a mai spus călugărul, așa se deschid porțile raiului. Cel ce uită de iad va ajunge acolo. Sfântul Ioan Gură de Aur. Ecoul vieții. Aflându-se în excursie pe munte, o tânără familie a poposit într-o cabană de la marginea unei văi. Băiatul cel mic, supărat pe fratele său, s-a dus în spatele cabanei și a strigat de ciudă: te urăsc! Dar imediat un glas puternic i-a răspuns: te urăsc, te urăsc! Speriat, copilul a alergat în casă și a povestit tatălui toată pățania, spunându-i că afară cineva strigă la el că îl urăște. Au mers împreună la locul cu pricina, unde tatăl i-a spus fiului său: aici erai când ai auzit că cineva te urăște? Da. Ia spune-i că îl iubești. Te iubesc, a stricat copilul, și de-ndată văile i-au răspuns: te iubesc, te iubesc. Ține minte, i-a mai zis tatăl, așa e și în viață. Dacă ești om rău, numai răutate vei întâlni, dar dacă ești om bun și te porți frumos cu ceilalți, atunci doar dragoste vei găsi la tot pasul. Și chiar dacă nu vei fi iubit totdeauna de către oameni, în schimb dragostea Domnului va fi mereu cu tine. Să nu uiți asta. Când un străin bate, caritatea îi deschide ușa ospitalității. Odată intrat, îl întâmpină bucuria. Odată primit, îl găzduiește omenia. Pe cel flămând îl hrănește bunătatea. Pe cel deznădăjduit îl călăuzește credința. Iar pe cel tulburat, dragostea. Sfântul Ambrozie. Puterea Sfintei Cruci. Un tânăr dornic de aleasă învățătură s-a dus odată la o mănăstire să-i ceară sfat unui bătrân călugăr. Părinte, dați-mi, vă rog, o carte din care să pot învăța cel mai bine cum trebuie să fie un creștin, cum trebuie să gândească, ce trebuie să facă, o carte care să-mi explice toate aceste lucruri. Călugărul i-a spus că are o asemenea carte în chilia sa și s-a dus să o aducă, însă, după câteva clipe, s-a întors ținând în mână o cruce pe care i-a întins-o tânărului. Văzându-l mirat, i-a spus: fiule, crucea este cea mai de seamă învățătură pe care Dumnezeu i-a dat-o omului. Pentru noi, Mântuitorul s-a jertfit pe cruce arătându-ne astfel ce înseamnă să iubești, fiindcă a făcut acest lucru din dragoste pentru oameni. Crucea înseamnă tocmai calea pe care omul ajunge la iubire, adică la Dumnezeu. Cel ce știe să-și poarte crucea, poartă cu el în același timp harul și iubirea Domnului. De aceea crucea nu e o povară, ci o bucurie. Când te dăruiește lui drag, nu o faci cu tristețe și cu reținere, ci cu bucurie și entuziasm. Crucea înseamnă deci curaj, răbdare, dar mai ales dragoste. Doreai o carte pe care să o citești cu ochii și a cărei învățătură să-ți lumineze mintea. Iată, în schimb, crucea, o carte pe care o vei citi cu sufletul și a cărei învățătură îți va lumina întreaga viață. Crucea, izvor de tămăduire, ușa tainelor, arma păcii, veselia sufletului meu, acatistul Sfintei Cruci. Răsplata. Într-un sat de munte era un om vestit pentru hărnicia sa, dar pe cât de muncitor era omul, pe atât de leneș era fiul său. Toată ziua ar fi stat degeaba și tot nu s-ar fi plictisit, numai că într-o după-amiază se duse la tatăl său și îi spuse: tata, am văzut pe uliță niște băieți încălțați cu ghete noi foarte frumoase. Aș vrea și eu așa ghete. Măi băiete, i-a spus omul, dacă ai munci și tu cât de puțin, ți-aș da banii, dar așa pe degeaba zici și tu, e drept? N-a mai spus nimic copilul, dar a plecat supărat. Tare și-ar fi dorit asemenea ghete, așa că a doua zi iar s-a dus să-i ceară bani tatălui său. Dar și de data asta părintele l-a refuzat.
Când a venit și a treia zi să-i ceară bani, săranul i-a spus: uite, măi băiete, văd că nu mai scap de tine. Eu am treabă aici în grădină, dar îmi pot eu o grămadă de grâu ce trebuie vânturat, că altfel se umezește și se strică. Pune mâna pe lopată, vântură tu grâul și pe urmă vin aici și îți dau bani să-ți cumperi ghetele. N-a mai putut băiatul de bucurie, s-a urcat repede în podul casei, dar nu prea îl trăgea inima la muncă. Așa că s-a culcat pe un braț de fân, a tras un pui de somn, după care a alergat în curte strigând: gata, tătu, că am vânturat tot grâu, acum îmi dai banii? Nu, a răspuns omul categoric. Ți-am spus să vânturi grâul, nu să pierzi vremea. Treci în pod și fă ce ți-am spus. A plecat iar băiatul, dar nu putea înțelege de unde știa tatăl că el nu vânturase grâul. Probabil că l-a surprins dormind și nu l-a trezit, că altfel nu se poate. Așa că după ce s-a urcat iarăși în podul casei, s-a pus la pândă în loc să aibă grijă de grâu. A stat el preț de jumătate de ceas cu ochii ațintiți spre tatăl său, care muncea de zor în curte, și socotind el că-i de ajuns, se duse iarăși în grădină. Tata, am terminat toată treaba. N-a rămas bob de grâu neîntors, acum îmi dai banii? Măi băiete, după ce că ești leneș, mai ești un mare mincinos. Nu se rușine. Să știi că dacă nici de data asta nu te duci în pod și nu faci treaba cum se cuvine, nu mai vezi nicio gheată, ai înțeles? Când a văzut băiatul că altfel nu se mai poate, s-a urcat în pod, a pus mâna pe lopată și a început să vânture grâul. Dar cum a băgat lopata în grămadă, a găsit ascunsă în grâu o pereche de ghete noi nouțe, exact așa cum își dorea el. De bucurat s-a bucurat cum era și de aștepta, dar în același timp îi crăpa obrazul de rușine pentru minciunile sale de mai înainte. Fără să-l mai pună nimeni, a vânturat tot grâul, după care s-a dus și în grădină să-și ajute tată. Acum simțea într-adevăr că merită ghetele, dar mai mult decât atât simțea cât de bine e să fie alături de părinți și să-i ajuți. Creșteți-vă copiii în învățătură și înțelepciunea Domnului. Sfânta Scriptură. Suflet întunecat. Într-o iarnă grea, un călugăr a plecat din mănăstire spre satul de la poalele muntelui să vadă de sănătatea unui copil pe care boala îl țintuise la pat. La marginea pădurii a găsit căzut în zăpadă un cerb mort de foame și frig, dar și-a continuat drumul. Ajuns în casa băiatului, l-a chemat pe tatăl acestuia și i-a spus: am găsit nu departe de aici un cerb pe care frigul și foamea l-au răpus. Haide să-l iei și veți avea hrană pentru o vreme. Bucuros, omul i-a mulțumit călugărului și l-a urmat la locul cu pricina. Lângă cerbul mort însă zăcea acum un lup care, găsind între timp animalul, îl devorase. Neștiind să se oprească la timp, mâna doar de o lăcomie exagerată, lupul mâncase mult mai mult decât i-ar fi trebuit și decât ar fi avut nevoie. Acum zăcea mort, ucis de propria lui lăcomie. Văzând toate acestea, călugărul îi spuse țăranului: vezi tu, unii sunt asemenea cerbului, răpuși de griji și nevoi, de lipsuri și greutăți. Sufletul lor se întunecă și îngheață în atâtea necazuri. Aceștia uită de Dumnezeu și de cele sfinte, furați de viața grea pe care o trăiesc, când doar credința le-ar mai putea încălzi sufletul. Numai dragostea și mila lui Dumnezeu îi pot întări. Nu trebuie decât să le caute, însă alții, vai de aceea, sunt asemenea lupului. Au ce le trebuie, au chiar mai mult decât le-ar trebui și cu toate acestea sunt și ei morți sufletește. Trăiesc doar pentru ei, când ar putea să dea și altora. Sufletul lor e înghețat de egoism, întunecat de lăcomie. Vai de ei, căci păcatul lor este cu atât mai mare. Să fii copleșit de greutăți este o neputință, însă să fii doborât de plăceri este o rușine. La judecata ce va veni curând, va fi rău de sufletul îngenunchiat de greutăți, dar va fi vai și amar de sufletul îngenunchiat de plăceri. Ispitele sunt de două feluri: sau strâmtorile vieții încearcă inimile vădind răbdarea lor, sau belșugul vieții devine iarăși chip de ispită. E la fel de greu atât să-ți păstrezi sufletul neînjosit de greutăți, cât și să nu ți-l jignești în situații înalte. Sfântul Vasile cel Mare. Facerea lumii. Pe un drum de munte s-au întâlnit doi țărani, unul dintre ei mai răutăcios l-a întrebat pe celălalt: am auzit că mergi des la biserică și că te rogi mult, dar de unde știi tu că există Dumnezeu? Ca și când nu l-ar fi auzit, celălalt țăran l-a întrebat la rândul său: spune-mi, crezi că vitele noastre au fost azi la pășune?
Da, cu siguranță, privește pământul moale, e plin de urmele lor. E, acum privește și tu soarele ce tocmai a răsărit peste dealuri. Privește pădurea înverzită din fața noastră, privește-te pe tine și pe oamenii din jurul tău. Toate acestea sunt urmele mâinilor lui Dumnezeu Atotputernicul și Atotțiitorul. Cum să fi fost făcute toate acestea dacă nu din iubirea lui Dumnezeu și pentru ce să le fi făcut El așa cum sunt, dacă nu tot pentru iubire, mai încape îndoială? Unicul adevăr este iubirea. Iubirea este aceea care dă viață și căldură, care inspiră și călăuzește. Iubirea este sigiliul pus creației, semnătura Creatorului. Iubirea explică lucrul mâinilor sale, Părintele Teoclitos. A doua șansă. După ce a trăit o viață plină de egoism în care nu s-a gândit decât la el, nepăsându-i de cei din jur, un om a ajuns în iad. Cât de mult s-a căit atunci pentru tot ce făcuse, dar era prea târziu. Chinuindu-se zi și noapte în flăcările iadului, se ruga în continuu. Iartă-mă, Doamne, am greșit, dar acum m-am lecuit. Nu mai sunt egoist deloc, ajută-mă, Doamne, că m-am schimbat și nu mai am pic de răutate în mine. În timp ce se ruga el, a apărut odată un înger care i-a spus: bucură-te, omule, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și vrea să-ți dea o șansă să vii în rai. Dar oare te-ai schimbat cu adevărat? Sigur că da, zis omul cu nerăbdare, sigur că m-am schimbat. Bine, a mai spus îngerul. Vezi firul care coboară acum spre tine? Dacă te vei urca pe el, vei ajunge în rai și vei scăpa de chinurile de aici. Nespus de bucuros, omul a început să se cațere pe firul ce atârna deasupra iadului, numai că pe măsură ce se urca, a băgat de seamă că firul se subția din ce în ce mai tare. Când s-a uitat de sub să nu-și creadă ochilor, mulți păcătoși se atârnaseră de firul său, încercând cu disperare să scape din flăcările iadului. Ce faceți? Strigă omul speriat. Dați-vă imediat jos, o să se rupă firul și o să cad iarăși. Dați-vă jos, n-auziți, țipă omul cu disperare și începu să-i lovească cu picioarele. În clipa aceea, firul s-a rupt și au căzut cu toți. Of, îngerule, uite ce mi-au făcut ceilalți, spune lui Dumnezeu să-mi trimită alt fir ca să scap odată de aici. Nu se poate, i-a răspuns îngerul. Cum așa? Doar n-am nicio vină, firul s-a rupt din cauza lor. Ba nu. Firul s-a rupt din cauza ta și a invidiei tale. Firul acela era firul credinței. Și-ar fi putut ține și tot iadul dacă ai fi avut încredere în cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu te-ai fi gândit doar la tine. Ai spus că te-ai lecuit de egoism și că acum îți pasă de aproapele tău, dar nu e adevărat. Fiind la fel de păcătos și rău, firul nu te-a ținut, de aceea s-a rupt. În viață nu va reuși cel rău, cel zgârcit și interesat doar de propria persoană. Poate că va strânge averi, dar cu sufletul său ce se va alege? Dar cel ce ajută mereu și cu dragoste pe ceilalți, acela strânge în inimă comori cerești devenind om cu adevărat, căci om este doar cel ce trăiește pentru oameni. Nu fi iubitor de sine și vei fi iubitor de Dumnezeu. Nu căuta plăcerea în tine și o vei găsi în ceilalți. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Copilul bine crescut. Într-un sat din câmpie s-au întâlnit la fântână trei femei. Două dintre ele nu încetau să-și laude de băieții. Cea de-a treia însă nu spunea nimic, cu toate că avea și ea un băiat de care nu s-ar fi putut plânge. Au luat cele trei femei câte o găleată cu apă și au plecat împreună înapoi spre casă. Pe drum s-au întâlnit cu cei trei copii care se jucau într-o livadă. Ia uite-l pe al meu, a zis prima femeie, așa de puternic. Dar al meu, zise și a doua, e priceput la toate. Nici de această dată cea de-a treia femeie nu a spus nimic, însă copilul ei, văzându-și mama, s-a grăbit să vină și să ia el găleata. Ceilalți doi băieți au început să râdă și au rămas să se joace mai departe. Acum se vedea adevărul. Din modestie, cea de-a treia femeie nu se lăudase cu feciorul său, dar în locul ei vorbeau faptele. Învață-te, fiule, să fii totdeauna simplu și fără răutate. Sfântul Efrem Sirul. Timpul schimbării. La un bătrân călugăr a venit într-o zi un tânăr pentru a se spovedi și a-i cere sfat. Din vorbă în vorbă, tânărul îi spuse: părinte, sunt destul de rău, aș vrea să mă schimb, dar nu pot, îmi pierd ușor răbdarea.
Atunci când mă enervez, vorbesc urât și multe altele. Am încercat să mă schimb, dar n-am putut. Totuși eu sper că după ce voi mai crește, voi putea să mă schimb, nu-i așa? Nu, i-a răspuns bătrânul. Vino cu mine. L-a dus pe tânăr în spatele chiliei unde începea pădurea și i-a spus: vezi acest blăstar, știi ce este? Da, părinte, un puiet de brad. Smulge-l. Tânărul a scos brăduțul imediat. Mergând mai departe, călugărul s-a oprit lângă un brăduț ceva mai înalt, aproape cât un om. Acum scoate-l pe acesta. S-a mucit băiatul cu pomișorul acela, dar cu puțin efort a reușit până la urmă să-l scoată. Arătându-i un brad ceva mai mare, călugărul i-a mai spus: smulge-l acum și pe acela. Da, e destul de mare, nu pot singur. Du-te și mai cheamă pe cineva. Întorcându-se, tânărul cu încă doi flăcăi au tras și au tras de pumn și cu multă greutate au reușit în sfârșit să-l scoată. Acum scoateți bradul falnic de acolo. Părinte, da, acela e un copac mare și bătrân, n-am putea niciodată să-l smulgem din rădăcini, chiar de-a fi și 100 de oameni. Acum vezi, fiule, ai înțeles că și relele apucături din suflet sunt la fel? Orice viciu sau orice neputință pare la început inofensivă și fără mare importanță, dar cu timpul ea prinde rădăcini, crește și pune stăpânire din ce în ce mai mult pe sufletul tău. Cât este încă mic, o poți scoate și singur. Mai târziu vei avea nevoie de ajutor, dar ferește-te să lași răul să ți se cuibărească adânc în suflet, căci atunci nimeni nu va mai putea să ți-l scoată. Nu amâna niciodată să-ți faci curățenie în suflet și în viață, căci mai târziu va fi cu mult mai greu. Degeaba tăiem crengile păcatului în afara noastră, dacă în noi rămân rădăcinile care vor crește din nou. Sfântul Grigorie. Sabia și coroana. De mult un mare împărat a vrut să încerce înțelepciunea copilului său, moștenitorul tronului, și a așezat pe o masă coroana și sabia lui. Chemându-și fiul, i-a cerut să se gândească bine și să aleagă ce este mai de folos în viață. Băiatul a ales sabia. De ce tocmai sabia? L-a întrebat regele. Pentru că prin sabie pot câștiga și păstra coroana. Așa este, fiul meu, ai făcut o alegere bună, însă ține minte, la fel este și calea pe care trebuie să o urmeze fiecare om, fie el rege sau țăran de rând. Calea crucii, a jertfei, a dăruirii de sine. Crucea este singura armă pe care o poți folosi în viață în războiul de toată vremea. Războiul cu diavolul, cu ispitele, cu neputința și cu tine însuți. Credința înseamnă luptă. Tu ai sabia prin care poți cuceri și păstra coroana, însă crucea o avem cu toții și numai prin ea putem primi și păstra cerul în sufletele noastre. Să nu uiți asta, fiul meu. Calea lui Hristos este crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate. Sfântul Isaac Sirul. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne urmăriți. Sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!